Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vreau să vă zic că am reușit să-mi introduc indexul de curent după multă vreme. M-am îngrijorat că astăzi ce facturi vin. Uh-huh. Domnul Șora, Marius Manole și așa mai departe. Și m-am dus în tufe, că la noi pe stradă contoarele de curent sunt toate puse într-un panou, sunt pe stradă și acolo mai crește vegetație, știi? Uh-huh. Și m-am dus în tufe. Mai bine ca să nu vezi. Am reușit să deschid cutia și m-am uitat prima dată la contoarul inteligent. Aveți contoar de ăsta inteligent? Nu. Tu? Nu. Nu îmi dau seama. Habar n-ai. Habar n-am. Stai, o să vezi când o să vină. Contoare tâmpite. Băi, sunt, da, erau contoarele alea mecanice pe vremuri, se învârtea rotița și apăreau cifrele. Așa, frumos. Da. Acum? Acum sunt unele electronice, înțelegi? Deci, ce? Eu am electronic, dar nu e inteligent. Băi, ce este inteligent, dar tu nu știi. Păi și ce face? Nu se mai găsește rotița? Are mai multe coduri. Adică el îți afișează mai multe indexuri cu fiecare cu cât un cod în funcție de ce tip de contract ai. Ah, ok. Da. Și asta, am făcut 10 poze la 10 coduri diferite, după care m-am dus acasă și am cercetat pe internet și cred că am reușit să identific ce cod am eu. Am trecut codul acolo frumos, indexul. Și acum, după aia, am pus banii deoparte. Pentru că nu știu cât o să fie. Și mi-e cam groază, adică e prima dată când bag indexul, nu știu ce diferență o să iasă de acolo, așa că m-am apucat să pun bani deoparte. Și asta special este pentru situații de genul ăsta. Pentru facturi și pentru de acum, când iau salariu, în vedere inflația și cum cresc prețurile, când iau banii, îi împart. Ăsta e primul lucru pe care îl fac. Pun deoparte bani pentru facturi, pentru întreținere, pentru cheltuielile fixe care sunt și pentru cheltuielile uzuale pe care le anticipez. Mâncărică de obicei, știi? Când mă duc și fac cumpărături. Cred că și Luca are aceeași descriere. Pune bani deoparte, separat, pentru mici, pentru cârnați, pentru legume, pentru... știi? Eu când iau salariul primară meu, ceva bun de mâncare. Ceva bun de mâncare. Da. Când mă simt în bani, cum ar veni, și atunci iau ceva ce e mai scump și e mai încolo, e mai... Vezi, mai greu de abordat. Vezi, pe vremuri, clasa muncitoare, când lua banii, se ducea la un șpriț. Sau așa. Se duceau la o cărci, mă bea un șpriț, și tu îți iei o prăjiturică. Da. Sau o fripturică, sau ceva de genul ăsta. Dar bani de economisit îți pui deoparte? Economie, economii. Economie, economii, da. Știi că există un principiu căruia îi zice, cum era, 50, 30, 20 din salariu. Da, nu. Păi ce reprezintă fie? 50 ce reprezintă? 50, jumătate, adică atunci când iei banii, în principiu ar trebui din banii pe care îi încasezi în fiecare lună, din ce câștigi tu, să poți face următorul lucru. Jumătate, maximum jumătate, să se ducă, să-i pui deoparte pentru facturi, cheltuieli uzuale, cheltuieli pe care le anticipi, cheltuielile fixe. Uh-huh. 20% bani pe care poți să-i pui deoparte, să-i economisești. Îi pus într-un cont și pe... Nu, sunt bani sau de investiții, sau de economii, sau pentru cheltuieli de urgență în cazul în care se întâmplă ceva. Da, îi pui după asta, zic. Și 30% bani pentru distracție, că de-aia trăiești. Adică bani pentru tine, pentru ce crezi tu? Călătorii, filme, cărți și așa mai departe. Dacă nu poți să-ți împarți banii așa, 50, 30, 20, așa cum e inteligent să o faci, înseamnă că trebuie să găsești o cale de a-ți crește veniturile, cumva. Să-ți mai iei un job, să progresezi în jobul tău, să-ți schimbi locul de muncă, să-i dezvolți o afacere, să faci ceva. Pentru că dacă nu poți să ai ecuația asta cu proprii tăi bani, înseamnă că ești plătit prea prost, prea prost cumva. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.